Perseverența în Sfințenie, predică rostită la 6 octombrie 1889. Eremia 32 cu 40. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. În ultima dimineață de duminică am fost chemat să ne privim profund în suflet. A fost un discurs dureros pentru predicator și numai puțin dureros pentru mulți dintre ascultătorii săi. Unii dintre noi nu vor uita niciodată acel smochin acoperit cu frunze la vremea nepotrivită, fără vreun rod, fiind blestemat să rămână un avertisment pentru cei neroditori din toate viacurile. Am simțit ca și cum eram la operație folosind bisturiul. Simțeam o prudență nemaipomenită și operația era păsătoare pentru sufletul meu. Atunci când vânturătoarea era folosită pentru a vântura pleava, unele fire de grâu simțeau că nu erau suficient de grele. Vântul le muta din locul lor încât le era teamă de a nu fi luate și duse în foc. Astăzi vom vedea, sper, că în ciuda cernerii, niciun grăunte adevărat nu va fi pierdut. Fie ca regele însuși să se apropie și să-și hrănească din belșug sfinții. Fie ca mângâietorul care ne-a convins de păcat să vină să ne înveselească cu o promisiune. Am observat în ce privește smochinul că a fost confirmat în lipsa rodniciei sale. Nu avea niciun rod, deși mărturisea că are din abundență. Și a fost făcut să rămână așa. Să luăm în considerare o altă formă de confirmare, nu blestemul continuării în obiceiul înrădăcinat al răului, ci binecuvântarea perseverenței pe calea neschimbată a harului. Fie ca Domnul să ne arate cum sădește pe sfinții săi neprihănire și face ca lucrările începute de el să rămână în ei și să reziste, și chiar să meargă înainte spre perfecțiune, astfel încât să nu fie făcut de rușine în ziua venirii lui. În lume sunt bărbați și femei cu care Dumnezeu este într-o relație de legământ. Amestecați printre miriadele de oameni ce uită de Dumnezeu sau chiar îl defăimează, există un număr de oameni în legământ ce se gândesc la Dumnezeu, îl cunosc, se încred în el și chiar sunt în alianță cu el. Dumnezeu a făcut cu ei un legământ. Este o minune a milei că Jehova intră în legământ cu oamenii, dar totuși a făcut-o. Dumnezeu a intrat în legământ cu poporul său și ei, în schimb, prin harul său, au intrat în legământ cu Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii legământului raiului, în legături de suflet, alianță și chiar uniune cu Domnul Dumnezeul lor. Acest legământ va rămâne valabil când munții se vor depărta și dealurile se vor murta din loc. Nu este un lucru trecător, ci asemenea autorului este veșnic. Fericiți sunt oamenii ce se unesc în Domnul prin legături veșnice. Acești oameni ai legământului pot fi recunoscuți prin anumite semne și caracteristici. Este important să știm că și noi aparținem acestui grup. Ei sunt un popor căruia, conform textului, Dumnezeu îi face bine. Prietene, pricep că Dumnezeu îți face bine? S-a comportat Dumnezeu cu har cu tine? Ți s-a arătat și a spus, te-am iubit cu o iubire veșnică, de aceea cu bunătate plină de iubire te-am atras? Toate lucrurile lucrează spre binele tău? Mă refer la binele tău spiritual, binele tău veșnic. Ai primit binele suprem prin reînnoirea dată de Duhul Sfânt? L-a dat pe Hristos pentru tine? Te-a făcut să urăști răul și să te lipești de ceea ce este bun? Dacă aceste daruri bune au fost revărsate peste ființa ta, atunci El ți-a făcut bine. Pentru că aceste daruri sunt rezultatul legământului și sunt garanții sigure că El rămâne valabil între Dumnezeu și sufletul tău. Acești oameni sunt cunoscuți ca având frica de Domnul în inimile lor. Judecă dacă așa este în cazul tău. Aceasta este promisiunea. Le voi pune în inimă frica de mine. Ai frică de Domnul? Te smerești înaintea lui Jehova Dumnezeul nostru? Dorești să-i faci pe plac? Îi ești plăcut? Dorești să fii asemenea lui? Ești asemenea lui într-o măsură smerită? Te simți rușina când vezi cât de mică este asemănarea? Și te face aceasta să fii înfometat și însetat după neprihănire? Este prezența plină de har a lui Dumnezeu pentru tine cerul pe pământ? Este aceasta tot ce-ți dorești în cerul de sus? Dacă da, atunci această frică de Dumnezeu din inima ta este pecetea legământului. Dumnezeu are gânduri de iubire pentru tine ce nu se vor schimba. Aceasta ne aduce la o analiză atentă a textului. Observăm în primul rând legământul veșnic. Voi încheia un legământ veșnic cu ei. În al doilea rând, îl distingem cu reverență pe Dumnezeul neschimbător al legământului. Nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine. În al treilea rând, vedem cu bucurie oamenii perseverenți în acest legământ. Le voi pune în inimă frica de mine ca să nu se depărteze de mine. Sunt convins că nu voi găsi un limbaj potrivit pentru astfel de temă, dar sunt bucuros, meditând la faptul că, indiferent cât de sărace sau simple ar fi cuvintele mele, subiectul despre care vorbesc este în el însuși suficient pentru plăcerea tuturor credincioșilor adevărați. Atunci când ai mâncare solidă din abundență pentru o masă, nu trebuie să te neliniștești, chiar dacă simți lipsa gustoaselor împodobiri ale mesei. Flămânzii nu tânjesc după etalări ale veselei sau pânzetului, nici după gătelele florale de pe masă. Mâncarea bună îi mulțumește cel mai bine. În subiectul meu avem parte de carne potrivită pentru rege. Oricât de prost aș tăia-o, voi cei flămânzi vă veți hrăni fără îndoială din ea. Duhul Sfânt să se îngrijească de aceasta. În primul rând, aici este legământul veșnic. Voi încheia un legământ veșnic cu ei.
În capitolul precedent, în versetul 31, acest legământ este numit noul legământ și este nou în contrast cu primul pe care Domnul l-a făcut cu Israel atunci când i-a scos din Egipt. Este un legământ nou și din pricina principiului pe care se bazează. Domnul a spus poporului său că dacă îi vor respecta legile și vor umbla în căile lui, îi va binecuvânta. El a pus înaintea lor un șir mare și bogat de binecuvântări. Toate acestea vor fi partea lor dacă vor da ascultare Domnului și se vor supune legii lui. Într-adevăr, Jehova le era ca un soț, îngrijindu-se cu blândețe de toate nevoile lor și sprijinindu-i în toată călătoria lor. El a dat hrana îngerilor, ferindu-i ziua de arșiță, iar noaptea luminându-le orașul de corturi cu un stâlp de foc. El însuși mergea în mijlocul lor și li se descoperea așa cum nu o făcuse cu nici o altă națiune. Ei erau poporul apropiat, o națiune iubită de Domnul. Dar în circumstanțele favorabile în care locuiau în pustie, unde nu aveau griji lumești și nici vecini să-i ducă pe cărări greșite, nu au păstrat urânduirile Domnului și nici măcar nu i-au rămas credincioși ca Dumnezeu al lor, fiindcă s-au închinat unei imagini din metal topit și au asemănat pe Domnul Slavei cu un bou ce mănâncă iarbă. Ei s-au închinat în fața unui bou cu coarne și copite și au strigat: aceștia sunt dumnezeii tăi, Israele, ce te-au scos din țara Egiptului. Astfel ei au rupt legământul în cea mai oribilă manieră posibilă. Un asemenea legământ a fost distrus cu ușurință de un popor răzvrătit. De aceea Domnul, în incomensurabilul său har, găsește cu care să facă un legământ de un nou tip, ce nu poate fi rupt. Domnul era credincios vechiului legământ. Călcarea acestuia era de partea poporului, așa cum citim în Ieremia 31:32. Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. După îndelunga răbdare, el le-a cercetat fără de legile și rămășițele trupești au căzut în pustie, căci n-au putut intra în odihna lui. Mai apoi el le-a dat în mâna dușmanilor lor, ce era o scârbă pentru ei. I-a făcut să fie luați captivi de război și apoi a îngăduit ca romanii să le ardă orașul sfânt și să împrăștie poporul prin toată lumea. Ei nu au păstrat legământul Domnului și de aceea trădarea lor s-a revărsat asupra capului lor. Dar în aceste zile Domnul a făcut cu adevărata sămânța lui Avram prin Iisus Hristos un nou legământ. Nu după tiparul vechiului, nici predispus ruperii asemenea celuilalt. Fraților, aveți grijă să distingeți între cele două legăminte, pentru că nu trebuie niciodată confundate. Mulți nu pot înțelege adevărata idee a legământului Harului. Ei nu pricep pactul promisiunii pure. Ei vorbesc despre har, dar îl privesc ca dependent de merit. Ei vorbesc despre mila lui Dumnezeu și apoi combină aceasta cu condiții care îl transformă mai degrabă în dreptate, nu în har. Faceți distinție între lucrurile ce diferă. Dacă mântuirea este prin har, nu poate fi prin fapte. Altfel, harul n-ar mai fi har. Și dacă mântuirea este prin fapte, n-ar mai fi prin har. Căci faptele n-ar mai fi fapte. Noul legământ este doar prin har, de la prima literă și până la ultimul cuvânt. Și vă vom arăta aceasta pe măsură ce continuăm. Este un legământ veșnic, acesta fiind aspectul asupra căruia insistă textul. Celălalt legământ a fost de scurtă durată, dar acesta este unul fără sfârșit. În ciuda gândirii moderne, sper că îmi va fi permis să cred că cuvântul veșnic înseamnă fără sfârșit. Atât timp cât există vreun sens în limbă, ar trebui să fim satisfăcuți că legământul veșnic înseamnă un legământ ce nu va ajunge la sfârșit niciodată. Și de ce este așa? Primul motiv pentru care legământul este veșnic, este că a fost făcut cu noi în Iisus Hristos. Legământul faptelor a fost făcut cu neamul primului Adam, dar primul Adam a fost supus greșelii și a căzut total după scurt timp. Nu a putut să ducă povara responsabilității sale și astfel legământul a fost rupt. Dar gerantul noului legământ este Domnul nostru Iisus Hristos, iar El este perfect și nesupus greșelii. Domnul Iisus este capul federal al celor aleși și El stă în locul lor. Ei sunt priviți ca membri ai trupului Lui, El fiind capul, purtătorul de cuvânt și reprezentantul lor. Domnul Iisus, ca cel de-al doilea Adam, a intrat în legământ cu Dumnezeu din partea poporului său și deoarece nu poate ieșua, căci în el nu este vreo neputință sau păcat, de aceea legământul al cărui girant este poate să rămână în picioare. El rămâne pentru totdeauna în sa preoție și în puterea unei vieți fără sfârșit. El este atât în natură cât și în lucrarea sa calificat veșnic pentru a sta înaintea Dumnezeului celui viu. El stă în absolută perfecțiune în orice trăsătură și de aceea legământul stă în el. Când este scris l-am dat ca legământ poporului, vedem că legământul nu poate cădea, fiindcă el nu poate cădea, fiind suma și substanța acestuia. Deoarece Domnul Iisus reprezintă pe toți cei credincioși în legământ, de aceea legământul este veșnic. Apoi legământul nu poate fi rupt deoarece partea umană a acestuia a fost împlinită. Partea umană trebuia privită ca fiind cea slabă, dar atunci când Iisus a devenit reprezentantul omului, acea parte a devenit sigură. În acest moment el a împlinit deja fiecare stipulare pentru acea parte pentru care el gira.
El a înălțat legea și a făcut-o onorabilă prin propria sa supunere față de ea. El a îndeplinit cerințele cârmuirii morale și a restabilit sfințenia pentru ofensele omului. Legea este mai slăvită de această moarte ispășitoare decât fusese dezonorată de păcatul omului. Acest om a oferit o jertfă pentru totdeauna pentru păcate și este atât de eficientă pentru împlinirea legământului încât el stă la dreapta lui Dumnezeu. Deoarece acea parte a legământului ce ținea de oameni a fost împlinită, doar partea lui Dumnezeu a rămas să fie împlinită. Parte ce constă din promisiuni, promisiuni necondiționate, pline de har și adevăr. Asemenea acestora, vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Oare nu își va onora Dumnezeu promisiunile? Atunci când El face un legământ și partea omului a fost împlinită, fiți siguri că de partea Domnului niciun cuvânt nu va rămâne neonorat. Orice frântură și detaliu va fi împlinit întocmai. Apoi, legământul trebuie să fie veșnic căci este bazat pe harul fără plata lui Dumnezeu. Primul legământ era condiționat de supunerea oamenilor. Dacă ei ar fi ținut legea, Dumnezeu i-ar fi binecuvântat. Dar ei au căzut în neascultare și au moștenit blestemul. Suveranitatea divină a ales să lucreze cu oameni nu potrivit meritelor, ci potrivit milei. Nu datorită caracterului personal al omului, ci datorită caracterului personal al lui Dumnezeu. Nu potrivit cu ceea ce oamenii pot face, ci potrivit cu ceea ce Domnul Iisus a făcut. Harul suveran declară că se va îndura de cei de care se îndură și va avea milă de cei de care are milă. Această bază a suveranității nu poate fi schimbată. Legământul ce mântuiește oamenii potrivit voii lui Dumnezeu și bunei lui plăceri este așezat pe o stâncă, căci harul fără plata lui Dumnezeu este mereu același și suveranitatea lui Dumnezeu este legată de statornicie așa cum este scris. Eu sunt Domnul, în mine nu este schimbare, de aceea voi, fiii al lui Iacov, nu sunteți nimiciți. Maleahii 3:6. Cel mai ușor iz de merit aduce aspecte instabile în legământ, dar din moment ce este doar har, legământul este veșnic. Din nou, în legământ este oferit orice poate fi presupus ca fiind condiție. Este necesar ca un om să se pocăiască pentru a fi iertat, dar Domnul Iisus este înălțat pentru a da pocăință și curățarea păcatelor. Este necesar ca un om pentru a fi mântuit să aibă credință în Domnul Iisus Hristos, dar credința este lucrarea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt lucrează în noi acest rod al Duhului. Pentru a intra în cer trebuie să fim sfinți. Dar Domnul ne sfințește prin cuvânt și lucrează în noi și voința și înfăptuirea după buna sa plăcere. Tot ceea ce este cerut este furnizat. Dacă undeva în cuvântul Domnului se menționează vreo faptă sau har ca și condiția mântuirii, în alt verset acestea vor fi descrise ca daruri ale legământului ce vor fi revărsate peste moștenitorii mântuirii prin Iisus Hristos. Deci condiția ce pare să pună legământul în pericol este suplinită în mod sigur, astfel încât să nu apară vreun defect sau vreo fisură. Ba mai mult! Legământul trebuie să fie veșnic, fiindcă el nu poate fi înlocuit de nimic altceva mai măreț. În ordinea lucrării lui Dumnezeu, el mereu avansează de la bun la mai bun. Vechiul legământ a fost înlocuit, deoarece el găsise imperfecțiuni în el, și de aceea noul legământ trebuie să dureze până la găsirea unei breșe, ceea ce nu va avea loc niciodată. Aceasta este slava ce excelează. Nici o luminare nu poate depăși slava lui Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos. Nu poate fi nimic mai plin de slavă, nimic mai neprihănit, nimic mai drept în ochii lui Dumnezeu sau mai sigur pentru om ca planul mântuirii expus în legământul harului. Luna lasă loc soarelui, soarele cedează unei străluciri ce va depăși lumina a 7 zile. Dar ce ar putea să înlocuiască lumina harului fără plată și a iubirii ce se jertfește până la moarte? A slavei dragostei ce și-a dat singurul fiu născut pentru ca noi să trăim prin el. Legământul harului încheiat cu noi în Iisus Hristos este opera înțelepciunii și iubirii divine, fiind bazată pe asemenea principii sigure că trebuie să dureze pentru totdeauna. Prea iubiților, odihniți-vă în legământul harului, ca fiind cel ce vă oferă siguranța veșnică și mângâierea nemărginită. Ar putea fi nemuritoare din moment ce a fost de concepție divină. Cu siguranță sfatul Domnului va dăinui, că și cine altcineva ar fi putut gândi un legământ bine întărit în toate privințele și tare, care să fie încheiat cu un om vinovat. A fost de asemenea divin în împlinire și de aceea va dăinui. Cine ar fi putut da un mântuitor asemenea singurului fiu născut al tatălui? Cine ar fi putut să-l dea pentru legământ afară de tatăl? Legământul este divin în îndeplinirea sa. Observați cu atenție cuvântul Domnului. Voi încheia un legământ veșnic cu ei. El nu spune că ei vor încheia un legământ cu mine. Motivul siguranței și nemuririi legământului este faptul că Dumnezeu este inițiatorul legământului. Credinciosul Dumnezeu a dat garanții ce îl face neschimbat. Însăși promisiunea și jurământul său.
Cele două lucruri imuabile în care lui Dumnezeu este imposibil să mintă. Avem o consolare puternică prin acestea, noi cei ce am în căutare refugiul la Iisus Hristos. Totuși, deși multe au fost spuse, sunt puține în comparație cu grandoarea subiectului. În al doilea rând, trebuie să ne plecăm cu cernic asupra Dumnezeului neschimbat al legământului. Nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine. Vă rog să observați termenii utilizați aici. Domnul nu spune doar nu mă voi întoarce de la ei, ci nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine. El nu va înceta să lucreze binele pentru aleșii săi. Domnul le va face mereu bine oamenilor săi și aici el promete nu doar că îi va iubi mereu, dar că își va demonstra mereu dragostea prin bunătate activă și binecuvântare. El promite să continue darurile și lucrarea bunătății sale. El spune, de fapt, nu voi înceta să-i binecuvântez. Voi continua în mod nesfârșit și necontenit să le fac bine. Acum, de ce Dumnezeu este de neschimbat în lucrările lui pentru cei implicați în legământ? El nu va înceta să le facă bine în primul rând, deoarece el a spus aceasta. Aceasta este suficient, căci Jehova vorbește și în vocea sa este sfârșitul controversei. El spune, nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine. Și noi suntem siguri că el nu-și va încălca cuvântul. Nu am nevoie să aduc mai multe motive, deoarece acestea sunt suficiente. Dacă a spus ceva, nu va împlini? Totuși ne amintim că nu există vreun motiv întemeiat pentru care să înceteze să le facă bine. Îmi amintiți de nevrednicia lor, da, dar observați că atunci când el a început să le facă bine, ei erau la fel de nevrednici. El a început să le facă bine când ei erau morți în greșele și în păcatele lor. El a început să le facă bine când ei erau dușmani, răzvrătiți și sub condamnare. Când la început păcătosul simte mișcarea dragostei divine în inima sa, el nu este într-o stare lăudabilă. În unele cazuri omul este un bețiv, un defăimător, un mincinos sau o persoană profană. În alte cazuri omul a fost un prigonitor ca Manase sau Saul. Dacă Dumnezeu nu ne-ar mai binecuvânta pentru că nu vede nimic bun în noi, atunci de ce a început să ne facă bine că nu aveam nicio dorință în cel privește? Eram o masă de nefericire, o fântână de pofte, o grămadă de păcate atunci când el a început să ne facă bine. Oricum am putea fi acum, nu suntem altfel decât am fost când el a descoperit întâi dragostea lui pentru noi. Același motiv ce l-a determinat să înceapă, îl va face să continue și acel motiv este nimic altceva decât harul. Ba mai mult, greșelile unui credincios nu pot fi un motiv ca Domnul să înceteze să-i facă bine, văzând că el a știut mai dinainte tot răul ce era în noi. Niciun fiu rătăcitor nu își poate surprinde Tatăl Ceresc. El a cunoscut mai dinainte orice păcat ce urma să-l comitem și a propus să ne facă bine, fără a ține seama de această nelegiuire mai dinainte știută. Dacă deci a intrat într-un legământ cu noi și a început să ne binecuvânteze cu toate păcatele noastre în fața sa, nimic nou nu poate interveni să modifice legământul odată încheiat, toate impedimentele fiind cunoscute și luate în considerare. Nu există niciun păcat stacojiu să fi fost trecut cu vederea, fiindcă Domnul a spus, veniți dar să ne judecăm și de vor fi păcatele ca cârmâzul, el a intrat într-un legământ, potrivit căruia nu se va întoarce de la noi să nu ne facă bine, și nicio circunstanță nu a apărut sau nu va apărea care să fi fost necunoscută lui când și-a dat cuvântul harului. Pe deasupra, v-aș aminti că în această zi suntem văzuți de Dumnezeu în aceeași lumină ca întotdeauna. El ne-a văzut la început sub păcat, căzuți și depravați și totuși ne-a promis că ne va face bine. El m-a văzut în cădere ruinat și totuși m-a iubit. Și dacă astăzi sunt păcătos, dacă astăzi oftez din cauza firii mele rele, sunt în același loc unde eram când el m-a ales, m-a chemat și m-a răscumpărat prin sângele fiului său. Când eram fără putere, Hristos a murit pentru cei păcătoși. Eram indiviz fără niciun merit când el și-a revărsat mila, fără niciun motiv, afară de cel izvorât din natura sa. Și dacă încă suntem fără merite, harul său este același. Dacă este adevărat că el încă relaționează cu noi în termenii harului, este evident că el ne vede în continuare ca fără merite și atunci de ce să nu ne facă bine acum, la fel ca la început? Fără îndoială că dacă izvorul este același, apa va continua să curgă la fel. Mai mult, amintiți-vă că el ne vede acum în Hristos. Iată că și-a pus poporul în mâinile iubitului său fiu, ba chiar ne-a pus în trupul fiului său, căci noi suntem mădulare ale trupului lui, din carnea lui, din oasele lui. El ne vede ca murind în Hristos, fiind îngropați în el și înviați din morți în el. Din moment ce Domnul Iisus Hristos este plăcut Tatălui, în el suntem și noi plăcuți Tatălui, căci fiind în el ne identifică cu el. Așadar, dacă acceptarea noastră de Dumnezeu se bazează pe acceptarea lui Hristos de Dumnezeu, ea este sigură și este un motiv neschimbător pentru că Domnul Dumnezeul nostru să ne facă bine. Așadar, dacă acceptarea noastră de Dumnezeu se bazează pe acceptarea lui Hristos de Dumnezeu, ea este sigură și este un motiv neschimbător pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne facă bine. Dacă am sta înaintea lui Dumnezeu în propria noastră neprihănire, căderea noastră va fi sigură și rapidă. Dar în Iisus, viața noastră este ferită de orice pelicul. Credeți cu tărie că până când Domnul nu respinge pe Hristos,
nu poate respinge poporul lui, până nu respinge ispășirea și învierea, nu poate izgoni pe nimeni din acei ce au intrat în legământ în Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul nu își va întoarce fața de la poporul său ca să nu le facă bine, deoarece el și-a arătat deja față de ei bunătatea într-o mare măsură, iar tot ce a făcut va fi pierdut dacă nu va continua să o facă. Atunci când și-a dat fiul, ne-a dat o asigurare fermă a faptului că a intenționat să-și finalizeze lucrarea dragostei. Ei spun despre un om ce nu și-a terminat lucrarea. Acest om a început să construiască și nu a putut să termine. Dar aceasta nu va putea fi spus niciodată despre Domnul Jehova. Domnul Dumnezeu și-a expus întreaga dumnezeire pentru a-și mântui poporul și s-a dat cu totul în persoana prea iubitului fiu pentru răscumpărarea noastră. Puteți crede că nu va reuși să o ducă la bun sfârșit? Sigur că ideea este blasfemiatoare. Unii din noi au cunoscut prea multă iubire pentru a crede că aceasta ar înceta vreodată să curgă peste noi. Am fost atât de mângâiați încât nu îndrăznim să ne fie teamă că ea ar înceta vreodată. Atât de divină și cerească este semnificația dragostei lui Dumnezeu atunci când este revelată sufletului, încât nu putem crede că a fost dată spre a ne bajocori. Am fost purtați de astfel de râuri de iubire, încât nu vom crede niciodată că ar putea seca. Domnul s-a contopit cu noi atât de mult, încât secretul Domnului este în noi și El va recunoaște pentru totdeauna acel simbol mistic prin care uniunea noastră a fost pecetuită. Asemenea lui Pavel, oricare din noi ar putea spune, știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. 2 Timotei 1,12. Prețul plătit de Domnul nostru ne asigură că El va duce la bun sfârșit planurile Harului. Preiubiților, sunt convins că El nu va înceta să vă binecuvânteze deoarece am demonstrat că și atunci când își ascunde fața, nu se întoarce de la noi, ci ne face bine. Domnul a retras lumina feții sale, dar niciodată dragostea din inima lui. Când Domnul și-a întors fața la poporul său, a fost pentru a le face bine, făcându-i să le fie rău de ei înșiși și nerăbdători după dragostea lui. Cât de adesea ne-a dus înapoi de la rătăcirile noastre, făcându-ne să simțim răul păcatului ce îl întristează pe Duhul Sfânt. Când am strigat, vai, dacă aș ști unde să-l găsesc, am fost binecuvântați nespus de disperarea căutării noastre. Mărturisiți pentru ceea ce spun voi, popor încercat al lui Dumnezeu. Pedepsele Domnului au fost întotdeauna pentru binele vostru. Atunci când Domnul v-a lovit până rănile vi s-au învinețit, inima voastră s-a îmbunătățit. Când Domnul v-a retras mângâierile, a făcut-o spre binele vostru pentru a vă trage spre un bine mai mare. Domnul v-a îmbogățit prin pierderile voastre și v-a însănătoșit prin bolile voastre. Dacă deci Domnul Dumnezeul nostru, când e privit în culori sumbre, nu și-a întors fața de la noi să nu ne facă bine, suntem convinși că El nu va înceta să reverse binecuvântările Lui zilnic asupra noastră. Ba mai mult, închei cu acest argument, că El și-a aplicat onoarea în mântuirea poporului Său. Dacă aleșii și răscumpărații Domnului sunt alungați, unde este slava răscumpărării sale? N-ar spune atunci dușmanii Domnului, El nu are puterea să ducă la bun sfârșit legământul Său și nici consecvența de a continua să binecuvânteze. S-ar putea spune aceasta vreodată despre Domnul? Și ar pierde El slava atotputerniciei și imuabilității sale? Nu pot crede că vreun scop al Domnului ar putea ieșua și nici nu pot concepe că El și-ar retrage declarațiile de dragoste față de cei cu care este în legământ. Dumnezeu pe care îl adorăm și în fața căruia ne plecăm, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos, nu obosește și nici nu ostenește. Dar hotărârea Lui este luată. Cine îi se va împotrivi? Iov 23:13. El își aduce pururea minte de legământul lui. Psalmul 111:5. Cântăm despre Domnul nostru Iisus. Onoarea sa vine să mântuiască pe cea mai rea din ale sale oi. Cerescul său Tatăl ce i-a dat, în ale sale mâini cu grijă e păstrat. Dacă argumentele mele vi se par bune sau nu, nu contează atât de mult. Căci textul este cuvântul lui Dumnezeu inspirat și nu poate fi înțeles greșit, s-a pus sub semnul întrebării. Așa zice Domnul, nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine. Cea de-a treia parte a subiectului nostru ne conduce să vedem poporul perseverent al legământului. Voi pune frica de mine în inima lor, ca să nu se depărteze de mine. Să vă citesc clar și răspicat aceste cuvinte. Ca să nu se depărteze de mine. Și dacă exista doar acest text în Biblie, ar fi fost suficient să demonstreze perseverența finală a Sfinților. Ca să nu se depărteze de mine. Mântuirea celor ce sunt în legământ cu Dumnezeu este asigurată de o promisiune absolută a Dumnezeului Atotputernic ce trebuie împlinită. Este clară, necondiționată, pozitivă, ca să nu se depărteze de mine. Nu este dusă la bun sfârșit prin modificarea efectului apostaziei. Dacă s-ar depărta de Dumnezeu, aceasta le-ar fi fatal. Să presupunem că un copil al lui Dumnezeu s-ar îndepărta de Domnul și ar pierde în totalitate viața lui Dumnezeu din el. Ce s-ar întâmpla atunci? Ar fi totuși mântuit?
Vă răspund că mântuirea lui se bazează pe faptul că niciodată nu va pierde total viața lui Dumnezeu. De ce am întrebat ce s-ar întâmpla într-un caz ce n-ar putea să aibă loc? Doar de dragul argumentării trebuie să spunem că dacă un credincios ar fi separat total de Hristos, atunci, fără îndoială, ar trebui să piară veșnic. Dacă un om nu rămâne în Hristos, este retezat ca o ramură și se usucă. Scriptura este foarte clară cu privire la acest subiect. Dacă harul este pierdut, siguranța mântuirii este pierdută. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul, cum își va mai recăpăta ea gustul? Dacă acestea vor cădea, este cu neputință să fie născut din nou prin pocăință. Evrei 6:6. Dacă lucrarea harului ar putea ieșua în mod total și în întregime în vreun om, cazul n-ar mai avea remedii din moment ce, presupunem, cele mai bune mijloace au fost folosite și nu au avut efect. Dacă Duhul Sfânt a înnoit cu adevărat un suflet și totuși acesta nu l-a mântuit de apostazie totală, ce ar mai putea fi făcut? Există nașterea din nou, însă nu există nașterea din nou și din nou și din nou. Înnoirea are loc doar o singură dată, nu poate fi repetată. Scriptura nu are niciun cuvânt de spus despre această posibilitate și nu ne oferă aluzii sau loc de speculație despre acest subiect. Dacă oamenii au fost spălați în sângele lui Iisus și înnoiți de Duhul Sfânt și acest proces sfânt a ieșuat, atunci nu mai există altă soluție. Când lucrurile vechi au trecut și toate lucrurile au devenit noi, cum ne-am putea imagina că acestea vor deveni vechi din nou? De aceea niciun om nu poate spune, deși mă întorc înapoi la păcatul meu și încetez să mă rog sau să mă pocăiesc sau să cred sau să am viața lui Dumnezeu în mine, totuși voi fi mântuit, fiindcă am fost la un moment dat credincios. Nu, vorbitor profan. Textul nu spune vor fi mântuiți deși se îndepărtează de mine, ci nu se vor depărta de mine, ceea ce este o problemă diferită. Blestemați sunt cei ce se depărtează de Dumnezeul cel viu, pentru că ei trebuie să piară și niciun legământ de pace nu a fost încheiat cu ei. Această perseverință a sfinților nu vine din înlăturarea ispitelor. Nu este scris, îi voi pune unde nu sunt ispitiți, le voi da suficient belșug încât să nu fie încercați de sărăcie și în același timp nu vor fi atât de bogați încât să cunoască tentațiile bogăției. Nu! Domnul nu își ia poporul afară din lume, ci îngăduie să ducă bătălia vieții în același câmp cu alții. El nu ne retrage din bătălie, ci ne dă victoria. 1 Corinteni 15:57. Suntem ispitiți cum a fost și Domnul nostru, dar avem asigurat o cale de ieșire. Inima noastră este supusă greșelii și nu suntem reținuți de la posibilitatea rătăcirii, dar este spus următorul lucru, să nu se depărteze de mine. Ce asigurare binecuvântată! Ei pot fi ispitiți, dar nu vor fi copleșiți și deși vor păcătui, totuși nu se vor îndepărta de Dumnezeu. Ei vor continua să se țină de El și să trăiască în Hristos prin călăuzirea Duhului Sfânt. Cum deci sunt ei păstrați în har? Nu după cum ne defăimează unii că am predicat, cel ce s-a convertit poate trăi cum vrea. Căci nu am spus așa ceva și nici nu am gândit-o vreodată. Cel ce s-a convertit nu poate trăi cum vrea, după pofta inimii sale, fiind atât de schimbat de Duhul lui Dumnezeu, încât dacă ar fi să trăiască cum vrea, n-ar mai păcătui, ci ar trăi o viață absolut perfectă. Vai cât de mult ne dorim să fim ținuți departe de orice păcat. Nu predicăm că oamenii se pot depărta de Dumnezeu și totuși să trăiască, ci că ei nu se vor îndepărta de El. Acesta este efectul punerii unui principiu divin în inimile lor. Domnul spune, le voi pune în inimă frica de mine. Și frica de El n-ar fi acolo dacă El n-ar fi sădit-o în inimile noastre. Nu ar putea izvorâ din nicio inimă cu de la sine putere. Le voi pune în inimă frica de mine înseamnă regenerare și schimbare. El ne face să tremurăm înaintea legii sale. El ne face să simțim usturimea și amărăciunea păcatului. Ne face să ne amintim de Dumnezeul ce l-am dat uitării și să ne supunem Domnului pe care l-am sfidat cândva. Le voi pune în inimă frica de mine este primul act al convertirii și este continuat de-a lungul vieții prin lucrarea continuă a Duhului în inimă. Lucrarea ce începe la convertire este continuată în cei convertiți, deoarece Domnul mai pune frica în inimile lor. Nu putem spune cum lucrează Duhul lui Dumnezeu, căci are moduri de a acționa direct asupra minților, nefiind înțelese de noi. Aceasta este priza puternică a lui Dumnezeu asupra poporului său. Le voi pune în inimă frica de mine. Ce este această frică de Dumnezeu? Este în primul rând o teamă sfântă și reverență în fața mărețului Dumnezeu. Învățați de Dumnezeu, venim să vedem măreția sa infinită și faptul că El este oriunde prezent cu noi și fiind umpluți de un sens profund al căpeteniei noastre, nu îndrăznăm să păcătuim. Din moment ce Dumnezeu este aproape, nu putem să-L ofensăm. Cuvintele frica de mine înseamnă de asemenea frică filială din moment ce Dumnezeu este Tatăl nostru și simțim Duhul în fierii când strigăm Ava, Tată. Romani 8:15. Această dragoste a copilului pentru tatăl său aprinde în noi o frică de a nu întrista pe cel ce-l iubim și de aceea nu avem nicio dorință de a ne îndepărta de el. Inima noastră este de asemenea mișcată de un simț al obligației pline de recunoștință.
Dumnezeu este atât de bun cu mine. Cum aș putea păcătui? El mă iubește. Deci cum aș putea să-L supăr? El mă binecuvântează atât de mult zi de zi încât n-aș putea face ceva opus voii sale. Ai primit vreodată o alegere și o milă ieșită din comun? Am văzut aceasta adesea în viața mea și când lacrimile îmi umpleau ochii la văzul atâtor binecuvântări, simțeam că dacă ar veni ispita, ar fi într-o vreme când n-aș avea inimă, ochi sau urechi pentru aceasta. Recunoștința blochează ușa împotriva păcatului și marea dragoste primită răstoarnă ispita de a rătăci, oricât de mare ar fi. Strigătul nostru este: Domnul mă inundă cu iubire. El mă binecuvântează cu cea mai apropiată legătură cu El. Cum aș putea să fac o asemenea ticăloșie să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Fiind iubit de El, atât de special, și unit cu El de un legământ veșnic, cum aș putea fugi din fața dragostei atât de minunate? Desigur, nu putem găsi nicio plăcere în a-L supăra pe Dumnezeu, ci suntem bucuroși să îndeplinim poruncile ascultând vocea cuvântului Său. Vedeți, dragii mei, această perseverență a sfinților este stăruința în sfințenie, să nu se depărteze de mine. Dacă harul lui Dumnezeu te-a schimbat cu adevărat, atunci ești schimbat radical și pentru totdeauna. Dacă ai venit la Hristos, El nu ți-a dat doar o cană de apă a vieții, ci a spus: apa pe care o dau eu va fi izvor de apă ce va țâșni în viața veșnică. Ioan 4,14. Lucrarea ce este săvârșită în regenerare nu este una temporară, prin care un om este schimbat pentru un timp doar, ci este una fără sfârșit, prin care omul este născut pentru ceruri. Aceasta este viața dată la noua naștere, viață ce nu poate muri, căci este o sămânță vie ce nu poate putrezi, ce trăiește și aduce rod pentru totdeauna. Harul va continua să lucreze în om până îl conduce la slavă. Dacă cineva crede altceva decât ce am spus, nu am ce face. Dar i-aș implora să nu creadă ceva diferit de text, că Scriptura nu poate fi încălcată. Citiți următoarele: voi pune în inimă frica de mine ca să nu se depărteze de mine. Acolo stă scris: să nu se depărteze de mine. Și dacă mă întrebați prin ce modalitate Dumnezeu menține această frică în inima poporului Său, vă voi răspunde că este lucrarea Duhului lui Dumnezeu și Duhul Sfânt de obicei lucrează prin mijloace. Frica de Dumnezeu este ținută în viață prin auzirea cuvântului, pentru că credința vine în urma auzirii și frica sfântă vine prin credință. Fii perseverent deci în ascultarea cuvântului. Și frica aceea este păstrată în inimile noastre prin citirea Scripturilor, fiindcă în timp ce ne hrănim cu cuvânt, ne insuflă în noi acea frică de Dumnezeu care este începutul înțelepciunii. Această frică de Dumnezeu este menținută în noi prin credința adevărului revelat și a meditării asupra Lui. Studiază învățăturile Harului și fii învățat în analogia credinței, cunoaște Evanghelia bine și aceasta va alimenta focul fricii de Dumnezeu din inimile voastre. Petreceți timp în rugăciune privată, căci aceasta stârnește focul și îl face să ardă mai tare. Și în fine, căutați să trăiți aproape de Dumnezeu, să rămâneți în El, fiindcă în timp ce rămâneți în El și cuvintele Lui rămân în voi, veți aduce mai mult rod și astfel veți fi ucenicii Lui. Cred că această doctrină a perseverenței sfinților este una foarte rodnică. Într-o joi seara, nu cu mult timp în urmă, am predicat această învățătură cu toată puterea mea și mulți au fost întăriți de ea. Dar mai bine de atât, mulți au fost atinși și au fost conduși în a-și îndrepta fețele spre Hristos. Unii predică o învățătură cu o ușă largă, dar este doar ușa. Căci după ce vei intra, nimic nu este acolo, deoarece nu mai ești în siguranță decât erai afară. Oile nu se grăbesc să intre acolo unde nu este pășune. Unii au spus că învățătura mea este îngustă, deși sunt sigur că nu este așa. Dar dacă o ușă pare strâmtă, dacă este ceva ce merită avut dincolo de ea, mulți vor căuta să intre. Sunt atât de multe și minunate binecuvântări în legământul Harului, că înțelepții sunt nerăbdători să se bucure de ele. Vai, spun unii, dacă mântuirea ar fi un lucru veșnic, dacă această reînnoire înseamnă o schimbare a firii fără posibilitate de revenire la starea inițială, atunci vreau să o am și eu. Dacă mântuirea este un lucru poleit doar, care se duce în timp, atunci nu o vreau. Dar dacă este argint pur, atunci dați-mi și mie această mântuire. Oare darul Harului ne face părtași la natura divină și ne face să evadăm din stricăciunea în care trăiește lumea? Atunci vrem și noi acest dar. Mă rog ca unii de aici să-și dorească mântuirea, deoarece asigură o viață de sfințenie. Partea trăgătoare ce m-a dus la Hristos a fost aceasta. Am crezut că mântuirea era o siguranță de caracter. Partea trăgătoare ce m-a adus la Hristos a fost aceasta. Am crezut că mântuirea era o siguranță de caracter. În ce alt mod ar putea un tânăr să-și curețe viața decât prin a se dărui în mâinile sfinte ale Domnului Iisus pentru a nu cădea? Am spus, dacă mă dăruiesc lui Hristos, El mă va mântui de păcate. De aceea am venit la El și El mă păzește. Și cât de melodioase sunt aceste cuvinte, să nu se depărteze de mine. Și ca să folosesc o imagine veche, fiți siguri că vă luați bilet până la capăt de linie. Mulți oameni au crezut în Dumnezeu pentru a-i mântui doar pentru o vreme și atâta timp cât sunt credincioși sau cinstiți. Prea iubiților, credeți în Dumnezeu pentru a vă păstra credincioși și cinstiți toată viața. Luați-vă un bilet
până la capăt de linie. Luați-vă o mântuire ce acoperă toate riscurile. Nu există un alt fel de bilet emis de birouri autorizate decât unul până la capătul liniei. Altfel de bilete sunt false. Cel ce nu vă poate păstra pentru totdeauna, nu o poate face nici pentru o zi. Dacă puterea regenerării n-ar dura o viață, n-ar dura nicio oră. Credința în legământul veșnic stârnește sângele inimii mele. Mă umple de bucurie plină de recunoștință, mă inspiră cu încredere, mă umple de entuziasm. Nu voi renunța niciodată la încrederea mea în ceea ce Domnul a spus. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine ca să nu se depărteze de mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze în numele lui Hristos. Amin. Predică preluată din cartea Predici cu Har.